Bună ziua, dragilor! Aceasta este o etalare să vedem cum va fi viața voastră în viitor. În viitor poate să însemne de la o lună până la 5 ani, da? Nu facem pentru o anumită perioadă. Poate să fie să se întâmple mai repede sau mai târziu. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 4 variante cu care considerați că rezonați. Nu uitați că pe acest canal există un concurs, dacă vreți să participați la concurs, dacă nu, nu niciun fel de problemă. Da? Deja mulți dintre voi s-au obișnuit cu regulile acestui concurs și văd că și comentariile au început să vină. Și vă mulțumesc pentru că văd că sunt comentarii frumoase și sunt mulțumită că vă regăsiți în etalările mele. Vă mulțumesc pentru tot ce, pentru gândurile frumoase, cuvintele frumoase pe care le aveți pentru acest canal. Dar acum să trecem la treburile noastre și voi începe cu varianta numărul 1. Să vedem pe cei de la varianta numărul 1 ce îi așteaptă în viitor. O să vă spun că cei de la varianta numărul 1, dacă în acest moment nu vedeți ieșirea dintr-o situație, vă spun că se va produce o schimbare în viața voastră și va fi o schimbare foarte bună. Pentru cele care sau cei, e și în cazul bărbaților și în cazul femeilor, nu doar într-un singur caz, acolo unde există problema că femeia este amantă sau bărbatul este amant, va mai trece timp, e adevărat, dar se va ajunge în punctul în care veți deveni soț și soție. O să fie un divorț, o să fie o să se destrame căsătoria care îi și cei sau cele care sunteți amante, veți fi soțiile cui vă doriți. Dar va mai dura acest lucru. Nu se va întâmpla de pe o zi pe alta. Încă vă mai aveți de așteptat, dar situația se va rezolva în favoarea voastră. Pentru cei care sunteți singuri în acest moment, aveți grijă că probabil persoana care o veți cunoaște are deja o relație, este deja într-o relație și va trebui să se despartă de relația respectivă ca să fie cu dumneavoastră. Se va întâmpla acest lucru, dar aveți nevoie de răbdare, timp, încredere și așa mai departe. Da? Cu tot ce include aceste aspecte. În cazul dumneavoastră, această situație văd că se întâmplă în 3 puncte. 3 puncte care poate să fie până la 3 ani. Sperăm că nu, dar așa cum am spus, această etalare este pentru viitor. Nu am spus o anumită perioadă de timp și atunci pot să vă zic că în cazul dumneavoastră poate să fie o perioadă de până la 3 ani. Dar cred că sunteți dispuși să așteptați, pentru că până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Oricum această relație sau această căsătorie care urmează să o faceți este o căsătorie cu noroc, este o căsătorie frumoasă în care veți fi fericiți. Dar v-am spus, mai aveți de așteptat, mai aveți de suferit mai în acest moment, mai aveți de răbdat. Dar va fi și această schimbare și totul va fi bine. Pe lângă toate astea, pe lângă faptul că veți sta bine și la capitolul dragoste și la capitolul veți sta bine, inclusiv la capitolul servici, bani, din punct de vedere material. De ce? Pentru că veți primi o ofertă de muncă
care vă va aduce multe beneficii și nu doar atât, ci chiar stabilitate. Pentru unii dintre voi, această ofertă vine chiar de la persoana cu care urmează să vă căsătoriți. Probabil, să zicem, lucrați într-o firmă și cunoașteți pe cineva acolo, un șef, și din colegialitate se ajunge la o prietenie și de la prietenie la căsătorie. Dar n-ar fi nimic ieșit din comun. Da? Deci, dar și în cazul ăla v-am spus. Indiferent pe cine întâlniți în următoarea perioadă, se află într-o relație, că e bună, că nu e bună, asta depinde, dar acea relație la un moment dat se va termina și persoana respectivă va fi cu dumneavoastră. Eu zic, vă spun sincer, în maxim, și țineți minte acest lucru, în maxim 3 ani de zile, o să vorbim despre această situație, dacă o să mă mai urmăriți și o să fim bine sănătoși în primul rând, pentru că asta e cel mai important. Da? Deci, dacă în acest moment sunteți singuri și nu vedeți această schimbare, vă înțeleg perfect, dar cărțile îmi spun ceea ce v-am spus și nu cred că mă înșal. Da? Deci se poate întâmpla să fiți singuri în acest moment și să nu credeți că se poate întâmpla asta. Ei, să știți că se poate întâmpla. Da? Deci viitorul va fi bun pentru cei de la varianta 1, atât pe plan financiar, cât și pe plan sentimental. Da? Și știți cum se spune, a fost odată ca niciodată și la final au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Cam atât am avut de spus pentru etalarea numărul 1 și voi trece la etalarea numărul 2 să vedem și pentru... Dragilor, de la etalarea numărul 2, nu știu ce s-a întâmplat în viața voastră, dar clar s-a întâmplat ceva. Sau pentru cei care nu s-a întâmplat încă, probabil... urmează, dar cred că deja pentru unii dintre voi s-a întâmplat deja. În sensul că regretați o persoană din trecutul vostru, regretați ce ați avut, ceea ce ați pierdut și nu vreți să vedeți ce urmează în viața voastră. Aveți probabil nopți nedormite în care stați și vă gândiți oare cu ce am greșit, oare de ce s-a întâmplat așa, oare ce pot face, oare, și într-un continuu, oare sunteți. Dar pot să vă spun că urmează o schimbare și va fi o schimbare foarte norocoasă pentru dumneavoastră și toată această schimbare va începe de la un simplu mesaj. O să pun cărțile cumva să le vedeți. Așa. Totul începe de la un simplu mesaj, așa cum spune această carte. Probabil persoana din trecut o să vă sune și o să vă întrebe ce mai faceți și de la acel mesaj să pornească pas cu pas totul și să reluați totul de la început. Da? Doar că de data asta va fi mult mai benefică această relație. Această relație, la fel, și dacă ați lucrat undeva și acum regretați că ați lucrat în locul respectiv și a trebuit să plecați din diverse motive și aveți poate nopți nedormite și vă gândiți la fel, oare de ce m-a dat afară, oare de ce am plecat, oare ce voi face, oare cum voi face, vă spun că o să vă aștepte o ofertă foarte, foarte bună, deoarece aveți asul de monede care vă anunță o schimbare și o schimbare foarte benefică. Mai aveți și soarele. Da, și-a făcut apariția și pisica. N-a mai fost de mult printre cărți. A mișcat și camera. Dar ne descurcăm. Așa. Aranjăm puțin cărțile, că a făcut puțin... am prăștiat tot. Dar revenim. Bun. Da, deci chiar dacă în acest moment poate deja plângeți după acel loc de muncă sau după o persoană sau... după ce plângeți dumneavoastră, pot să vă spun că în viitor veți avea realizarea
și veți da uitării toată această perioadă grea. Iar totul va pleca de la un simplu mesaj pe care îl veți primi la un moment dat din partea persoanei care vă va ajuta. Poate nu vedeți această rezolvare în acest moment și vă gândiți că la voi lucruri bune nu se pot întâmpla. Ei, vă spun de pe acum că și la voi lucruri frumoase și bune se pot întâmpla. Doar că aveți răbdare, lăsați trecutul în urmă, trăiți prezentul și nu vă mai gândiți așa mult la trecut. De ce? Pentru că sunteți prea solicitați, prea aveți momente probabil când nu mai aveți chef să faceți nimic, aveți momente când nu mai vreți să vedeți pe nimeni și nu e bine. E bine să ieșiți, e bine să vă plimbați, e bine să faceți orice ca să vă scoată din starea asta. Pentru că riscați să primiți acel mesaj și să nu-i dați importanță. De ce? Pentru că am primit un mesaj, chiar nu mă interesează, și în loc să vă intereseze acel mesaj și să dați curs invitației, dumneavoastră îl dați deoparte. Poate să fie un mesaj în care vi se spune, hai să ieșim la un film, da? Sau hai să ieșim la o cafea, sau hai să... Și dumneavoastră, n-am chef acum, sau n-am chef să văd niciun film, sau n-am chef, da? Și atunci persoana respectivă vă mai face un alt mesaj, dar dacă tot n-am chef există la voi, o să vă spună la revedere pentru că nu stau după tine. Deci atenție mare cum răspundeți la mesaje, pentru că un simplu mesaj vă poate schimba viața și vă poate schimba viața în bine. Dar depinde de fiecare persoană în parte dacă își dorește sau nu își dorește acest lucru. Nu putem obliga pe nimeni să facă ceva din ceea ce spun cărțile. Da? Deci foarte, foarte mare atenție, chiar dacă nu vi s-a întâmplat acum și nu aveți nicio supărare, poate interveni acea supărare și după să vedeți și schimbarea din nou în bine. Da? În cazul în care încă nu vă aflați în situația în care regretați trecutul și aveți nopți nedormite și ce am spus până acum. Da? Deci veți trece și prin astea. Dar dacă știți să fiți atenți și să țineți cont de ce v-am spus, veți trece cu bine. În cazul dumneavoastră, nu pot să spun o dată anume când se vor întâmpla toate lucrurile astea. E nevoie de timp, e nevoie să deschideți ochii și e nevoie să trăiți prezentul. Altfel, în acest moment, nu vă pot spune o perioadă anume. Dar să sperăm că toată această stare de nesiguranță, de regrete, de asta va trece foarte repede și veți intra foarte repede în starea de fericire și de bucurie. Acum, e clar, depinde de la caz la caz. Poate deja, să zicem, primiți mesajul și în loc să acceptați invitația, spuneți nu am chef. Și atunci, asta e. Deci fiți foarte atenți la ce mesaje primiți. Și am să trec la varianta numărul 3. Varianta numărul 3. Dragilor, voi văd că ați fost foarte, foarte, foarte răniți. Unii dintre voi cred că au rămas chiar văduv sau văduvă. Dacă s-a întâmplat așa, sau urmează să se întâmple, voi știți fiecare situația, vă simțiți foarte răniți, vă simțiți foarte puși la pământ și e de înțeles, când treci printr-o astfel de situație, n-ai cum să te simți diferit, însă încercați să schimbați atitudinea. De ce? Pentru că aveți multe oferte care vin în viața dumneavoastră, atât de relații, pe parte sentimentală, cât și pe parte materială. E adevărat că ați trecut prin greutăți, e adevărat că probabil încă mai treceți, dar și stați și vă gândiți, oare cum pot să fac, oare ce pot să fac,
Însă, dacă nu vă mișcați puțin, nu puteți vedea oportunitățile pe care le aveți. Pentru că oportunități, așa cum această carte ne spune, aveți lumea, aveți oportunități, aveți asul de cupe, ceea ce spune că veți putea ieși din situația asta cu succes. E la voi, cred că a fost și dacă ar fi, a fost și în relația din trecut și cred că va fi și în relația de viitor, problema de gelozie. Încercați să vă stăpâniți gelozia. Gelozia este bună, dar nu să o duceți la extreme, pentru că în momentul în care o duceți la extreme, e o problemă. Atenție la o persoană, deoarece îi dușmanul vostru, nu e prietenul vostru. E pe lângă casa voastră, dar nu vă este prieten. Deci aveți grijă ce oameni aveți în jurul vostru, ce oameni zic între ghilimele că vă susțin, dar de fapt nu vă susțin. Din contră, bagă zâzanii, da? Deci dacă în acest moment sunteți văduvi și v-ați găsit o persoană cu care să vă refaceți viața, cred că deja aveți acel inamic, acel dușman, care vrea să vă fie cică prieten, dar care nu face altceva decât să vă îndepărteze de persoana pe care o iubiți. Încercați să nu-i dați ascultare, încercați să nu faceți persoanei pe care o iubiți scene de gelozie, pentru că altfel o veți pierde. Pe când puteți, dacă nu dați ascultare și nu faceți scenele de gelozie prea mari, puteți ajunge la o căsătorie și să rămâneți împreună. Chiar dacă poate în acest moment nu vă gândiți la căsătorie, dar cel puțin puteți avea o relație frumoasă, o relație și în care să puteți îmbătrâni frumos. Sfatul meu, și nu doar al meu, ci și al cărților, așa cum e această carte, da? Care e Spânzuratul, da? Spune, această carte vă spune că e bine să acceptați că sunteți într-un impas și cereți ajutorul. Faceți o mărturisire, renunțați la obișnuință sau chiar faceți un sacrificiu material, pentru că asta vă va face foarte, foarte bine. Da? Deci încercați să, e adevărat, fiecare persoană la un moment dat trece prin anumite greutăți, dar dacă vă este totuși atâta de greu, încercați să cereți ajutor acolo unde considerați că sunteți într-adevăr înțeleși. Și cred că persoana care vă iubește vă înțelege cel mai bine. Nu mai dați ascultare tuturor prietenilor, tuturor cunoștințelor, că ei știu mai bine decât dumneavoastră. N-au cum să știe mai bine decât dumneavoastră, doar dumneavoastră și persoana iubită știți ce aveți în suflet. De asta vă spun, încercați să fiți mai stăpâni pe voi. Dar chiar dacă totul până acum a fost dificil, totul se poate schimba, nu trebuie să vă faceți probleme din asta. Totul cât de curând va începe să meargă pe drumul pe care dumneavoastră vi-l doriți. Dar trebuie și dumneavoastră să vreți acest lucru. Așteptările dumneavoastră se vor împlini rapid, nu trebuie decât să mergeți înainte, fără a încerca să influențați acest proces. Da? Deci puteți fi câștigători în această situație, chiar dacă ați trecut printr-o experiență mai neplăcută. Dar să sperăm că totul va fi bine. Și știți cum se spune, totul e bine când se termină cu bine. Da? Deci puteți fi câștigătorii acestei situații dacă nu dați ascultare inamicilor. Dacă le dați ascultare sau așa zișilor prieteni, care de fapt nu sunt prieteni. Și am să trec la varianta numărul 4. Dragilor, voi cred că ați suferit destul, iar acum a venit timpul să mai și zâmbiți.
voi sunteți chiar la sfârșitul unei etape de suferință. Iar această etapă se va sfârși repede. Și de ce vă spun repede? Pentru că aveți magicianul care urmează schimbare, aveți turnul care e o, din nou schimbare și va fi o schimbare foarte, foarte rapidă. Dacă așteptați vești de la o persoană de undeva de departe, să știți că acele vești vor veni. Încerc să văd dacă aflu perioada, însă nu prea. Eu sper să fie undeva la 3 puncte cu rezolvarea acestei situații. Așa am un feeling că e vorba de 3. 3 puncte pot fi 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, da? Maxim 3 ani. Dar în cazul vostru nu cred că e problema de 3 ani până să primiți acel mesaj. Probabil este problema de 3 ani până ajungeți la căsătorie. Da? Chiar dacă v-ați aflat la un moment dat pe niște nisipuri mișcătoare, acum aceste nisipuri se vor sfârși și totul va fi bine. Veți primi mesajul de la distanță pe care îl așteptați, veți primi, așa cum aveți aici, iubire, totul va fi bine, iar această iubire vă oferă și stabilitate. Vă oferă putere, vă oferă stabilitate, vă oferă tot ceea ce vă doriți. La voi se termină sigur cu o căsătorie, pentru că aveți și treiul de monede, care înseamnă contract. Dar poate fi, dacă așteptați un loc de muncă pe viitor, vă gândiți că vreți să găsiți un loc de muncă în străinătate, undeva departe, veți găsi. Da? Chiar dacă ați trecut printr-o perioadă mai dificilă, de curând vă vine mesajul că puteți, veți merge în străinătate la muncă. Probabil aflați de la o cunoștință, probabil aflați de la cineva despre un loc de muncă și veți merge la acel. Deja situația voastră, dacă încă nu s-a terminat acea situație de tristețe, se va termina cât de curând și la final veți fi mulțumiți, veți sta cum stă acesta pe scaun și sunt sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat și de ceea ce aveți. Da? Veți avea iubire, veți avea stabilitate, veți avea putere, veți avea parte materială, veți avea tot ce vă doriți. Chiar dacă în acest moment nu vedeți aceste lucruri. Un singur lucru vă pot spune, că în momentul în care veți primi, dacă este problema de o relație, și persoana respectivă se întoarce de undeva de departe, la voi, probabil veți afla la un moment dat niște secrete, ceva ce a făcut persoana respectivă în lipsa voastră. Dar veți trece peste, pentru că până la urmă trebuie să realizați că a fost departe, a fost singur sau singură, nu ați fost într-o relație și poate a încercat să-și refacă viața. Nu trebuie să dați ascultare tuturor și să luați în calcul tot. Mă scuzați. Da? Încercați să fiți mai deschiși. Încercați să fiți mai comunicativi. Încercați să, pentru că ar fi păcat, să stricați totul din niște lucruri care oricum nu mai au loc în viața persoanei respective. Da? Și mai ales când această persoană vă poate oferi stabilitate pe toate planurile. Da? Deci puteți avea împreună un viitor foarte, foarte bun, foarte, foarte frumos, foarte, foarte cum vreți voi. Singurul lucru care e un pic umbrește relația asta,
pot să zic că doar niște secrete pe care le veți afla. Dar dacă nu le veți lua în seamă și nu le veți băga în seamă, chiar nu va umbri deloc această relație. Dar dacă le veți băga în seamă și îi le veți reproșa sau ceva, există riscul să stricați totul. Eu cred că mai bine faceți în așa fel încât să fie totul bine. Se pare că pisica vrea tot timpul și ea în cameră. Da! Nu-i place când o iau de pe cărți, îi place să stea pe cărți. Da, face și ea tarot, da? Așa. Da, deci totul aveți grijă cum puneți în balanță, cum puneți, cum calculați lucrurile și așa mai departe. Dar să sperăm că auzim doar de bine. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canal în cazul în care nu sunteți deja abonați și apăsați clopoțelul pentru a primi următoarele noutăți. Vă mulțumesc, la revedere!